Din această săptămână, pensionarii beneficiari de ajutoare de la Uniunea Europeană poritica produsele alimentare de la Cantina de Ajutor Social din strada 1 decembrie 1918. Primăria Giurgiu a hotărât să vină în ajutorul bătrânilor care erau nevoiți să parcurgă distanțe foarte lungi în acest caz până în zona Giurgiu Nord. Până acum niciun pensionar jujuvean cu acele drepturi nu s-a prezentat pentru ridicarea ajutoarelor comunitare la noua locație. Programul de acordare este de luni până vineri între orele 14-30, fără a se ține cont de ordinea alfabetică a numelor. Restul categoriilor de beneficiari se pot prezenta în continuare la sediul Direcției de Asistență Socială.